Bună ziua, stimați cetățeni, stimați locuitori a municipiului Chișinău, stimați reprezentanți a mass media. Ne apropiem de sfârșitul anului și a venit timpul să vorbim despre bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2023. Fracțiunea PAS, la fel ca în anii precedenți, vine cu un șir de propuneri și de îmbunătățire a proiectului de buget propus de către executivul primăriei municipiului Chișinău pentru anul 2023. Propunerile sunt pentru dezvoltarea municipiului Chișinău și pentru suburbiile acestuia. Am văzut cu toții cum în ultimii 2 ani în CMC s-au dezbătut și s-au votat bugetele la pachet, fără a ține cont de propunerile tuturor fracțiunilor, fără a afla direct de la locuitorii capitale ce își doresc cu adevărat să fie îmbunătățit în oraș. Ce bani s-a jucat de primarul cu bugetele anterioare, a făcut așa zisele sondaje, a alocat milioane de lei pentru una, dar în final a executat total alte proiecte, și anume cele care i-au satisfăcut mofturile și ordinele consilierilor politici, așa numiți, dar cu toții știm cine sunt acești consilieri, anterior s-a discutat și în mass media, și anume că sunt agenți FSB. 3 ani de zile Ion Ciban a avut bugete locale, nu pentru dezvoltarea municipiului Chișinău, ci pentru PR politic. Nu s-a investit deloc, practic, în infrastructura critică a municipiului Chișinău. Elementar, nu și-a onorat nici măcar promisiunile făcute în campania electorală din 2019, când spunea că va construi parcări multietajate în zonele aglomerate, parcări multietajate la intrările în orașul Chișinău și câte cel puțin o parcare multietajată în fiecare sector a orașului. Câte parcări a construit din cele promise? Avem câteva locuri de parcare amenajate la intrare în fiecare parc și câteva locuri de parcare amenajate pe strada Ismail. A promis alocarea banilor pentru a oferi câte 1200 de lei pe an pentru pensionari și majorarea compensațiilor pentru gaz și încălzire de la 40% la 60% din factură. Noi anul trecut am identificat peste 100 de milioane nefolosiți și am venit cu propunerea de a îndeplini această promisiune a domnului primar, dar am văzut cum acea propunere nu a fost susținută și înțelegem că acea promisiune a fost doar un populism. Cum și-am menționat, erau și bani în buget, am identificat disponibili care puteau fi redirecționați pentru acoperirea acestei majorări de compensații. Timp de 3 ani, bugetul municipiului Chișinău a fost unul de PR politic pentru Ion Ciban, de reparații cosmetice, cum am văzut cu polistiren la subterane, pavaje reparate care peste o săptămână se surpau, și străzi reparate care la prima ploiță erau pline cu apă. Noi, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, ne dorim ca bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2023 să fie unul pentru dezvoltarea orașului. Un buget al proiectelor mari. Un buget pentru confortul locuitorilor municipiului Chișinău. Propunerile fracțiunilor PAS din acest an sunt grupate pe 4 principii, după cum urmează. Îndeplinirea promisiunilor lui Ion Ciban din campania din 2019. Investiții în proiecte care ne vor putea aduce economii și micșorarea cheltuielilor pe termen lung. Proiecte mari de infrastructură, fără care orașul Chișinău nu poate să se dezvolte. Proiecte mici,
care au fost identificate de-a lungul anilor de către consilierii PAS la întâlniri cu, la întâlnirile cu cetățenii din fiecare sector, dar și din suburbii. Noi le-am grupat toate într-o listă de propuneri care va fi depusă astăzi sau cel târziu mâine, conform termenii anunțați de către Direcția Finanță, și vom vedea câte din ele vor fi acceptate. Dar despre fiecare principiu din cele patru menționate, o să-l rog pe colegul meu Dumitru Ivanov, secretarul fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, să le descifreze. Bună ziua tuturor! Eu sunt Dumitru Ivanov, sunt secretarul fracțiunii PAS din Consiliul Municipal și, după cum a spus președintele fracțiunii PAS, noi am pregătit mai multe propuneri de îmbunătățire a proiectului de buget pentru anul 2023. Iar primul lucru pe care noi vrem să-l cerem de la primarul general este ca să fie îndeplinite acele promisiuni electorale din anul 2019, care în 3 ani de mandat am constatat că așa și nu au fost realizate. Dacă e să vorbim de promisiunile electorale, erau parcări multietajate în zonele aglomerate ale Chișinăului și la intrarea în fiecare sector din oraș. Mai mult, am avut promisiune de a fi majorată compensația la gaz și la încălzire de la 40% la 60% ca să ajutăm oamenii în perioada rece anului. Un proiect decizie în acest sens a fost acuși de fracțiunea PAS, dar nu a fost susținut în Consiliul Municipal. Alocarea indemnizațiilor promise oamenilor din municipiul Chișinău de câte 1200 de lei pentru fiecare pensionar. Mai mult, noi în 2019 am avut promisiuni ca să fie crescut numărul persoanelor care vor beneficia de ajutoare materiale pentru situații excepționale până la 40.000 de persoane. S-a promis 20 de grădinițe noi. La o analiză mai profundă anul acesta am observat că au fost construite numai 3. S-au promis deschiderea a 100 de grupe noi în instituțiile de învățământ. Acest lucru la fel nu a fost realizat. S-a promis termoizolarea a 400 de blocuri locative în municipiul Chișinău. La moment avem 0 blocuri izolate din banii municipiului Chișinău. Și s-a promis schimbarea și reparația 400 de ascensoare în blocurile locative. Noi am avut puțin peste 60 care au avut diverse reparații cosmetice sau de îmbunătățire. Ascensoare noi sub 10. Deci dacă să luăm toate aceste promisiuni făcute în anul 2019, constatăm că o mare parte din promisiunile din campania electorală a primarului Ion Ceban nu au fost realizate. Mai mult, la o analiză mai profundă a bugetului municipal, noi am constatat că acest buget este un buget pur electoral de pregătire pentru campania electorală care vine, pentru că se vede clar că primarul vrea a doilea mandat. Iar asta înseamnă că nu o să eziteze să folosească banii publici pentru a obține aceste scopuri. Dacă să vorbim de alte principii referitor la îmbunătățirea proiectului de buget anunțat de către primarul Ion General, ar fi un al doilea principiu care investim azi ca să plătim mai puțin mâine. Primăria Chișinău are pierderi anuale de milioane de lei din cauza scurgerilor de apă nejustificate, care ulterior sunt puse pe spatele cetățenilor. Am fost martori la acțiunile recente de la întreprinderea municipală Apă Canal Chișinău, care au solicitat majorarea tarifului la apă și canalizare, iar unul din motivele invocate de dânșii au fost pierderile în rețelele subterane. Doar în anul 2021, pierderile au fost în volum de 20,5 milioane metri cubi. La nivel de țară, asta este a treia parte, ceea ce înseamnă că pierderile din municipiul Chișinău sunt cele mai mari din Republica Moldova. Iar la fel, dacă să ne uităm după argumentările care au fost date anterior de la instituțiile specializate ale statului, noi am observat că norma pierderilor este cu mult depășită decât cea necesară, iar administrația publică locală au făcut investiții insuficiente în modernizarea sistemului public de apă și canalizare prin reparația și înlocuirea țevilor vechi care sunt acum în uz. Din acest considerent, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal propune că pentru anul 2023 să fie alocate cel puțin 150 milioane lei pentru schimbarea țevilor vechi, astfel să fie reduse pierderile de apă, iar întreprinderea municipală să aibă suficiente venituri pentru a acoperi necesitățile și a îmbunătăți calitatea de provizionare cu apă și canalizare a locuitorilor din municipiul Chișinău, nu din contul tarifelor majorate la apă și canalizare. Lucru care este stipulat expres în lege. Totodată, ne propunem să investim și în alte domenii strategice care vor scuti locuitorii acestui oraș de taxe și cheltuieli suplimentare, precum ar fi eficiența energetică. Și anume,
alocarea banilor și resurselor necesare pentru termoizolarea blocurilor locative și a instituțiilor publice din gestiunea municipiului Chișinău. Mai mult, noi solicităm instalarea panourilor fotovoltaice la toate instituțiile publice din subordinea primăriei. Investițiile în acest gen de proiecte sunt foarte importante pentru a face economii, anume sezonul rece al anului. În contextul crizei energetice, simțim pe propria piele cât de mult am fi economisit ca municipalitate și ca orășieni din cadrul municipiului Chișinău, dacă fiecare familie în parte ar fi avut condiții mai bune de trai în oraș. Dacă la nivel central se implementează proiecte pentru independență energetică, ceea ce nu s-a făcut în timp de cei 30 de ani de independență țării noastre, considerăm că fiecare primărie trebuie să aibă o strategie și o abordare locală cu privire la termoizolarea blocurilor locative și a instituțiilor publice din gestiunile lor, cât și proiecte pentru o sustenabilitate energetică. Instalarea panourilor fotovoltaice pe instituțiile publice din subordinea primăriei ar aduce venituri în plus în bugetele locale, și vorbim de bugetul local al municipiului Chișinău, și ar scuti zeci, sute, mii de familii din oraș la plăți pentru energie electrică sau termică. Un alt domeniu din acest punct care ne-ar ajuta să facem economie enorme în oraș ar fi ca să investim și în scurgerile pluviale. Ori, anul acesta noi am avut 10 de știri unde arătau cum sunt inundate străzile în municipiul Chișinău, cum noi avem diferite cascade, cum au fost inundate străzi care niciodată în istoria municipiului Chișinău nu au avut așa tip de situații. Noi știm cu toții ce se întâmplă în Chișinău după o mică ploiță. Mașinile și transportul public sunt blocate, iar pietonii nu pot trece străzile și nu au unde călca pentru că totul este în apă. Atât timp cât Chișinău se repară străzi, fără un sistem de scurgere adecvat a apelor pluviale, degeaba se investesc sute de milioane în asfalt, ca totul pe urmă este spalat și noi am văzut și experiența străzii Creangă, recent renovată, unde a fost spalat stratul de asfalt recent pus acolo. Mai mult, construcția unui sistem de evacuare a apelor pluviale, măcar pe unele dintre aceste străzi, care știm că sunt inundate, este a priori importante și acest lucru va reduce la crearea de ambuteajă, va permite deplasarea mașinilor și a tuturor serviciilor specializate în situații de urgentă, și asta vorbim de ambulanță, popieri, poliție, ca să poată fi făcută activitatea municipiului în regim normal. Un exemplu în acest caz ar fi construcția scurgerilor de apă pluviale pe străzile Albișoara, Gheorghe Sache, Pușkin și multe alte străzi recent renovate care nu au acest sistem adecvat. Aceste lucruri de mult trebuiau făcute, însă cu toți știm că municipiul Chișinău din ultimul deceniu s-a făcut mai mult politică, iar cei ajuns în primărie n-au investit în proiecte de durată, ci au făcut mai mult proiecte de PR, precum trotuare, floricele și alte proiecte frumoase care arată frumos în camera de la vedere și în poze, precum ar fi luminițe. A treilea punct din propunerile fracțiunii PAS pentru bugetul municipal pentru anul 2023 ar fi investiții mari în proiecte strategice de infrastructură. Cu toții știm că municipiul Chișinău este nevoie de investiții în proiecte sistemice și strategice pentru dezvoltare de lungă durată a infrastructurii din capitală. E bine de reparat trotuarea în centrul orașului, dar e foarte important de făcut și lucruri mari, care să soluționeze problemele, cum ar fi ambuteajul, transportul supraaglomerat, lipsa locurilor de parcări și conexiunea sectorilor. Din acest considerent, PAS propune ca în anul 2023 să fie implementate proiecte precum reparația străzii industriale și prelungirea străzii mesager, procurarea de unități de transport public noi și implementarea apriori a standardelor de calitate pentru transportul public, amenajarea și reparații în curțile blocurilor de locuit din municipiul Chișinău, dotarea lor cu mobilier urban, schimbarea geamurilor din blocurile locative unde nu s-au făcut reparații 10 de ani de zile, reparația acoperișilor și a rețelelor ingineriești. Mai mult, fracțiunea PAS propune ca să fie amenajate căile de acces la blocurile de locuit și finisarea proiectului de amenajare a căilor de acces către instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Ultimul punct din viziunea PAS pentru bugetul anul 2023 ar fi proiecte în sectoare și suburbii. Și aici ținem de menționat că investițiile în suburbii sunt un element strategic pentru municipiul Chișinău și fracțiunea PAS mereu a solicitat suplinirea bugetelor alocate de către municipiul Chișinău pentru suburbii de la preluarea mandatului în Consiliul Municipal.
În acest considerent, noi am făcut și o analiză a situațiilor de sectoare și suburbii, ne-am întâlnit cu cetățenii de-a lungul timpului și am vorbit cu ei despre proiectele care, pe dânsii, interesa și le-ar face viața mai ușoară în municipiu. Și am elaborat un șir de necesități pe care noi le puteam suplini din cadrul bugetului municipal. Din acest motiv, fracțiunea PAS va propune suplinirea proiectului de buget a municipiului Chișinău cu minim 70 de milioane pentru diverse proiecte investiționale în suburbii. Suburbiile trebuie să se dezvolte. Și dacă să vorbim de proiecte precise pentru suburbii, ele sunt foarte bine puse și menționate în propunerile PAS pentru buget. Și aici noi vorbim de construcția de școli și grădinițe în suburbii, precum ar fi construcția de instituție de educație temporie din satul Bâc și a grădiniței de copii capacitatea de 160 de locuri. Mai departe ar fi finisarea construcției grădiniței din Sângera și amenajarea cu tot mobilierul necesar acestei grădinițe, izolarea termică a fațadei gimnaziului din Durlești. Asta ar fi construcția diferitor garduri la instituțiile de educație temporie din Bubuieci, reparații în cadrul școlii primare numărul 103 din comuna Bubuieci și multe, multe alte proiecte din suburbii, precum ar fi inclusiv și apeducte și canalizare în Ciorescu, Grătiești, Cricova, acum ar fi reparații de străzi în Trușeni, Grătiești, Cruzești și toate suburbiile care sunt în municipiul Chișinău. Toate aceste propuneri au fost sistematizate și vor fi depuse, după cum a spus și colegul meu, Roman Cojăhar, cât mai curând, pentru a fi analizate și incluse în proiectul de buget municipal. În concluzie, fracțiunea PAS vine cu propuneri reale pe care oamenii le așteaptă de ani de zile și așteaptă ca ele să fie făcute ca să beneficieze de ele cât mai curând. Înțelegem că Ion Ceban în ultimul an de mandat va ieși cu promisiuni fanteziste, așa cum a făcut și în campania electorală, dar în realitate nu a implementat nici jumătate din promisiuni. Un primar corect, un primar care ține la acest oraș, ar propune un buget realist și nu populist. Un primar care ține la locuitorii municipiului Chișinău ar investi în proiecte de care se poată beneficia cetățenii și locuitorii municipiului Chișinău pe termen lung și nu pavaje care să fie surpate a doua zi. De aceea, toate propunerile care le-a menționat Dumitru, toate propunerile care au fost adunate împreună cu colegii din sectoare, vor fi depuse și facem un apel către domnul primar să fie susținute aceste propuneri și să fie incluse în bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2023. Vă mulțumim și dacă sunt întrebări, rog să le adresați. Dacă nu, mulțumim și în cadrul ședinței când va fi dezbătut bugetul, vom veni deja cu informații câte din propunerile fracțiunii PAS au fost acceptate. Mulțumesc frumos!